temă de actualitate în ceea ce privește situația reducerii cheltuielilor, despre care s-a vorbit foarte mult în ultima vreme, și aș vrea să mă adresez aici, în primul rând, sătmărenilor și să-i liniștesc că nu există niciun pericol în ceea ce privește reducerea veniturilor, fie că vorbim de mediul privat, fie că vorbim de mediul bugetar. Nu există niciun motiv de temere. Eu consider că s-au lansat prea multe ipoteze în spațiu public care, multe dintre ele, nu au niciun fundament, iar un aspect este foarte clar, Partidul Național Liberal nu dorește reducerea veniturilor nici la bugetari și nici în mediul privat. Soluția finală privind reducerea cheltuielilor bugetare va rezulta în urma propunerii care va veni de la Ministerul de Finanțe și va fi asumată de către guvern. Până în momentul de față, principalul element pe care ne bazăm în urma ședinței de coaliție de ieri, un singur lucru este cert, și anume că se reduc cheltuielile ministerelor cu 10%. Și aici vorbim de cheltuieli cu bunuri și servicii care nu afectează în niciun fel salariile, veniturile. Sigur că pe masa coaliției au fost mai multe propuneri de lucru. Principala propunere însă este ca reducerea cheltuielor bugetare să nu se facă pe seama tăierilor de salarii. Deci, stimați sătmăreni, nu se discută și nu avem în vedere în niciun caz tăierea salariilor. Acest aspect trebuie foarte bine înțeles. Am văzut că de la PSD sau din altă zonă s-au lansat tot felul de ipoteze că premierul ar dori tăierea salariilor. Nu există o astfel de intenție. Dacă PSD-ul dorește și are în plan, după ce se va întâmpla rotativa din 25-26 mai, trebuie să o spună PSD-ul că dorește. Partidul Național Liberal nu este de acord și nu va vota niciodată pentru tăierea salariilor. Mai este un aspect legat de impozitarea, tot în spațiu public, aș vrea să demontez și această idee care s-a lansat în spațiu public, legat de impozitarea salariilor mai mari decât ale președintelui. Sigur, este o variantă, dar în momentul de față trebuie să ne punem problema dacă o astfel de abordare, o astfel de măsură ar fi, în primul rând, constituțională și pe cine ar afecta. Eu vă spun ca și liberal, ca un principiu liberal de la care nu pot să mă abat, este faptul că, în special, în mediul privat, acolo unde ești plătit în funcție de performanța care o ai, de seriozitatea pe care o ai, în niciun caz nu poate veni și nu este corect și nu este echitabil să vină statul să supraimpoziteze pe cei care muncesc. Cei care muncesc mai mult trebuie, evident, răsplătiți și trebuie încurajați și premiați. De aceea, de multe ori, poate de foarte multe ori, mediul public, bugetarii, ar trebui să preia modelul din privat, unde vedem că atunci când există performanță, când există implicare, evident că trebuie să fie și salariul pe măsură, motivarea materială. De aceea, în momentul de față, este imposibil și Partidul Național Liberal nu va susține o supraimpozitare a mediului privat. Cât despre impozitul progresiv, este și aceasta a fost o discuție, dar în momentul de față încă nu există o decizie luată și noi ne-am exprimat de suficiente ori, cred, Partidul Național Liberal, că este împotriva unui impozit progresiv. Acesta, sigur, ar putea veni în cazul, așa cum s-a mai spus, în cazul acelor salarii care în mediul public, la bugetari, sunt peste salariul președintelui României, unde, într-adevăr, este o situație care merită discutată. Dacă trebuie să aibă cineva în România salariu în sectorul
bugetar mai mare decât președintele României. Acest aspect urmează să fie discutat, dar ca și o concluzie, ca să liniștesc pe toată lumea, nu există intenția de tăiere a salariilor, nici în privat, nici în sistemul bugetar. Deocamdată pe ce s-a mers și s-a convenit în cadrul ședinței de coaliție este reducerea cheltuielilor cu 10% în ministere, bunuri și servicii. Și cred că aici cred că toți putem fi de acord că acele cheltuieli care de multe ori chiar le-am văzut date în presă, cheltuieli aberante care în niciun caz nu contribuie la bunul mers al administrației, trebuie eliminate. Și acest lucru se va întâmpla în perioada următoare. Sigur că Ministerul Finanțelor, având un rol esențial în acest demers, privind reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii din minister și nu din salariile angajaților.